Copii cu tremuri, respectați! Odată declanșat seismul cu o magnitudine de 6,5 grade pe scara Richter, elevii s-au ascuns sub bănci, iar cadrele didactice s-au adăpostit la tocurile ușilor. După oprirea cutremurului, școlarii încolonați au ieșit din clase și apoi în curtea școlii, departe de pereții clădirilor, de teama bucăților de tencuială care s-ar putea desprinde de la înălțime. După ce pericolul a trecut, elevii și cadrele didactice s-au strâns în curtea interioară a liceului, unde a izbucnit un incendiu. Potrivit scenariului, mai mulți elevi au fost răniți și au avut nevoie de intervenția smurdului. De asemenea, pompierii au folosit scara pentru a evacua un grup de elevi rămași captivi la etajul 2 al clădirii. Gâtul puțin. Știi ce s-a întâmplat? Cu tremur, da? În brațe te doare ceva? Da, în brațul drept. Da? Și aici te doare ceva? Da. Întreaga desfășurare de forțe a avut drept scop informarea elevilor cu privire la un comportament corect în caz de cutremur. S-a produs un cutremur cu magnitudinea 6,5 grade pe scara Richter. A fost nevoie, urmare a magnitudinii mari, să se procedeze la evacuarea tuturor elevilor și a cadrelor didactice, de asemenea să se intervină întrucât au fost avarii produse la clădire, dar și au fost surprinși unii copii și chiar răniți în interiorul școlii. În funcție de modul în care au reacționat, considerați că într-o situație reală s-ar descurca la fel de bine? Mai sunt multe de învățat. De aceea, Inspectoratul General a lansat campania luna trecută, Nu tremur la cutremur. Chiar am sugerat copiilor și cadrele didactice să-și însușească modul de comportare de acest site și de asemenea și de pe celelalte materiale informative care au fost derulate deasupra de cursul anilor. Pentru exercițiul de azi a fost ales liceul pedagogic, întrucât structura de rezistență a clădirii este șubrezită și este nevoie urgentă de reparații.